Salutare, numele sunt Sebi și bine găsit la un nou episod din Facem pe care am cu CSU Craiova. De-abia m-am trezit și da, dar trebuie să am episodul orice după ce filmez acest episod să-l randez, face să-l aplaudez. Eu nu am putut filma, nu? Și da, ce să mai zic? Nu. No, hai să începem cu Dinamo. Asta e echipa. Bă, da un somn, what the fuck. Asta e echipa la Dinamo acasă. Un meci greu, dar nu se știe care va fi rezultatul. Și da. No, hai să începem. Târznacop, foarte frumos Târznacop, o pas pe John. Domnul ăsta deloc nu știu de randamentul. Grigore. Fai. Ce fai, băruță? Matei. Cosmin Matei, Petre și o scapă în aua, Petre. Vătăjelul, băluță, foarte frumos, băluță. Târnacop, pasă spre Brandan, Pablo, pasă spre Mateiu. Pasăm acolo spatele, Achim, nu am mai văzut timp acolo, Achim, să mai pateze, și contra-atac celor de la Dinamo, care este întrerupt de Frăsinescu, ce? Asta e de galben. Acum depinde și de arbitru. Alt arbitru aici ar da roșu. Deci cred că ar fi de roșu. Dar, na. Bă, vedeți capul ăsta? E buguit. Că de ce nu? Vătăjelul! Îl vede acolo pe Frăsinescu. Încearcă să pătrundă în careu și Frăsinescu. Traian Marca l-a oprit acolo pe Frăsinescu. O pericol pe 3 și este offside. Frăsinescu, vătăjelu, băluță, Achim, duceți-vă bă în careu. Doamne, bă, ce cât... Ah! Oh, acum mai fost. Dunanaia foarte frumos de posedare. Târnacop încearcă să pătrundă, dar Machado îl oprește cu de posedare foarte frumoasă. Grigore, nu lăsa să paseze, băi, Brandani. Ba, nu Brandani, era Dunanaia sau cine era. Cine-i cu creastă, bă? Achim. Pablo cu niște șuturi de minte cu stângul. Târnacop. Hai măi. Nu pot alea pe abura ce de la Dinamo. Nu pot efectiv să trec. De apărarea lor. Uitați și voi puțin. Dacă nu are apărare bună. Grigore, Alexe care are față buguită. Alexe, Mars, Alexe. Șerban, cearcă acolo la Târnacop, îi vine, dar nu-l oprește. Și acum, Târnacop pe tată, Filip, Mars, Alexe. Băi, când-i văd capul ăsta, vine să mă. Dar ce buguită-i capul Alexe. Alexe! Bă, dacă ar fi un logic, el cum ar mai vedea? Alexe. Dacă are masca aia pe față. Bă, aici nu... Bă, te rog frumos, nu te crede Kane. Rey Mysterio să ai... Max, să ai mască pe față. Ce frumos!
Mateiu, pasat spre Tânacop. Tânacop încearcă un șut, dar lui blocat lui Marc. Achim, Tânacop! Nu zic că a ratat acolo. Ieși afară. Cum să ratezi așa, omule? Brandan! John, pasă spre Rocea. Hai, John, vieți! Marius Alexe, cu masca pe față. Marius Alexe! Stefan Aca, poate cam proastă. Pablo Brandan! Ce să fac, mă? Uitați puțin cum se apără! Și a fost și deviat, dacă mă, da. Cred că a fost deviat. 97% a fost deviat. Și 3%, mă, 600%, dar nu prea cred. Cosmin Matei. Unde e Rotariu? Poate, cred că dar nu cred că l-am vândut pe Rotariu, nu știu. Am vrut noi să-l cumpărăm, dar n-am avut bani. De Rotariu. Și păcat asta, chiar eu chiar vreau să-l iau pe Rotariu. Dacă aveam bani. Tânăr. Tot ce trebuie. John! Mark! Băi, dar nu putem efect... Dominăm Dinamo, n-am niciun șut, niciun șut. A poarta noastră! Niciun șut nu a avut Dinamo la poarta noastră. Metric. Mateiu! Marc a apărut din fața porții. Acolo ce pasă de n-ai. Ce faci de n-ai, tată? Vali Razel. Pablo, voi încerca un șut dacă avunc mai la poartă cu Pablo. Pablo, nu mai poate Pablo. Șutez cu Pablo! Și am șutat, am stat prea tare. Să se ducă. John! Hai să-l băgăm pe final, pe Branda, pe Baua, poate, dar nu cred, dar poate o iau șansă, deci orice șut, numai pe lângă poartă-l dăm. Orice șut, efectiv, orice șut, numai pe lângă poartă-l dăm. Deci dominăm Dinamo la toate capitolele. Fal, bă. Bine, bă, că-i fault. Fultă o dată, băi, așteaptă ca să... Doamne, băi, ce oameni. Ultra-attacking. Gol! Nuno Rocha! Minutul 90 plus! Batem Dinamo! Minutul 90, rușine să ne fie! Am avut de șanse! Puteam să-i batem și cu mai mult, dar dacă n-a fost să fie... Dar nu... Asta e ciudă că puteam să-i batem mult mai rău.
dacă ne concentrăm mai mult, dar nu. Noi n-am vrut să ne concentrăm. Și hai să facem 3 puncte. Hai să facem partea bază, n-ar cine să ne oprească. Partea bază ca foarte mult și victorie la Dinamo acasă. Unde vreau să mă uit dacă aici la cadrul astea. Șutul 11, șută pe partea 4. Posesie egal, faulturi egal, corneri 2, eu și da. La cea, deci Dinamo n-a jucat nimic în acest meci, chiar nimic. Și cam atât a fost pe acest episod, deoarece trebuie să-l fac în grabă, neapărat vă promit că nu prea o să se mai întâmple, o să mai fie episoade doar cu un meci și cu, sau cu două, poate să mai fie episoade speciale cu mai multe meciuri, dar da? Și cam atât a fost pe acest episod, dacă v-a plăcut, dați un like, subscribe și un comment, la revedere, pa, pa!